Doamne, chipul Tău strălucitor și în stele sus și în soare și în nor dar chipul Tău și omul a purtat cu sulița în coastă, osta și în El trece tăcere, el rabdă și caută ceva cu privire.

citim începând cu primul verset și voi invit să ne ridicăm pentru a da cinste Cuvântului Lui Dumnezeu. S-a întâmplat pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda Cărețin, împăratul Siriei, s-a suit cu Pecah, fiul lui Remalia, împăratul Israel, împotriva Ierusalimului, ca să-l Dar n-a putut să-l când au venit și au spus casele lui David, sirienii au tăbărât în Efraim. A tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. Atunci Domnul a zis lui Isaia, Ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău și Ariasub, la capătul canalului de apă al Iazului de sus, pe drumul care duce la oborul înălbitorului și spune-i, Ia seama și fi liniștit. Nu te teme de nimic, și să nu ți se moaie inima din pricina acestor două cozi de tăciun care fumecă. Din pricina mâniei lui Rețin și a Siriei și din pricina fiului Remalia. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim și fiul lui Remalia zic. Să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, să o spargem și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabăie. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Deci Damascul va fi capitala Siriei și Rețin va fi capitala Damascului. Și peste 65 de ani Efraim va fi nimicit și nu va, nu va mai fi un popor. Samaria va fi capitala lui Efraim și fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă nu credeți, nu veți rămâne în picioare. Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și a zis, cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău. Cere, fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Ahaz a răspuns. Nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Isaia a zis atunci. Ascultați totuși casa lui David. Nu vă ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor de mai obosiți și pe a Dumnezeului meu? De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Adică Dumnezeu este cu noi. Amin. Amin. Putere ocupa venind înspre dumneavoastră, vorbeam cu frații în mașină și mă întrebam cum reușiți totuși să veniți o oră și jumătate, alții două, de la o astfel de distanță și să veniți ei să vă închinați. Este un mare har. Mă întrebam de asemenea că pentru noi este și mai mare har că venim de la 10 minute de biserică, dar dumneavoastră veți avea răsplată mai mare decât noi. Dumnezeu din cerul să vă binecuvinteze pentru acest mare efort pe care îl faceți pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru sufletele dumneavoastră. Vreau să împărtășim un cuvânt sub un titlu poate puțin mai ciudat. Care va scoate în evidență un adevăr al Bibliei. Un adevăr de care poate unii nu suntem conștienți. Și adevărul acesta pe care îl vom concretiza în următorul titlu sună în felul următor: Și totuși, Dumnezeu obosește. Și totuși, Dumnezeu obosește. Dumnezeu ne-a creat pe noi oamenii cu o caracteristică, cu o limită umană, și anume oboseala. Obosim, așa -i? Se întâmplă uneori să obosim. Există, spre exemplu, oboseală neuropsihică, oboseală emoțională, oboseală fizică, și există deopotrivă și oboseală spirituală. Noi oamenii obosim. Și avem momente în care trebuie să ne oprim din activitățile noastre și să spunem stop. Un moment de respiro, un moment de relaxare este îngăduit de la Dumnezeu. Un astfel de moment. Momentele de relaxare sunt binevenite pentru noi oamenii. Să ne reîncărcăm bateriile, dacă vreți. Din punct de vedere psihic, din punct de vedere emoțional și mai cu seamă din punct de vedere fizic. Dar este bine să nu vorbim niciodată despre relaxare din punct de vedere spiritual. Relaxare în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Relaxare în ceea ce privește sfințirea vieților noastre. Relaxare în ceea ce privește drumul nostru înspre care ne-am pornit, pentru că drumul nostru este spre cer. De aceea suntem în seara aceasta aici, să ne pregătim pentru cer, pentru veșnicie, pentru întâlnirea cu Domnul, pentru că Domnul nostru are să vină mărire Domnului. Momentele de oboseală spirituală vor veni și ele vor veni și ele. Mi-ar plăcea foarte mult să vă spun că nu vom obosi din punct de vedere spiritual, dar vom obosi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că toate cele 10 fecioare au ațipit. De oboseală, cel mai probabil. Numai că cinci dintre ele, spune cuvântul lui Dumnezeu, au avut și ulei de rezervă. De-a Domnul, noi să fim aceia. Atunci când vom obosi din punct de vedere spiritual, totuși, să avem rezerve din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru a mai face un pas înspre cer, înspre veșnicie și înspre relația noastră cu Dumnezeu. Dacă noi oamenii suntem limitați și obosim, atenție! Contrar tuturor așteptărilor, contrar tuturor așteptărilor, Dumnezeul lui Israel, un Dumnezeu nemărginit, un Dumnezeu infinit, un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu care poate totul, care știe totul, care cunoaște totul, care vede totul. Un Dumnezeu neobosit, despre care Biblia spune că nu doarme și nici măcar nu dormitează, adică nici măcar nu ațipește, Dumnezeul lui Israel, totuși, obosește și el. Paradoxal, parcă de necrezut și de neînțeles. La un moment dat, Dumnezeu obosește. Acum, să nu ne imaginăm oboseala aceasta a lui Dumnezeu din punct de vedere uman, așa cum o vedem noi. Ca și cum Dumnezeu ar avea nevoie de momente de relaxare, de momente de respiro, nici vorbă. Pentru că dacă s-ar întâmpla o astfel de realitate, lumea aceasta ar fi în haos. Pentru că cel care gordonează toate lucrurile este Dumnezeu prin puterea cuvântului său, mărirea lui. Atunci când Biblia vorbește despre oboseala lui Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem următorul adevăr, următoarea realitate. Răbdarea lui Dumnezeu fie ajuns la capăt, fie se apropie de capăt. Iar Dumnezeu va acționa în consecință în funcție de circumstanțele date, repet. Când Biblia vorbește despre faptul că Dumnezeu obosește, înseamnă fiecare că răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la capăt, fie că răbdarea lui Dumnezeu se apropie de sfârșit, iar Dumnezeu va acționa în consecință în funcție de circumstanțele date. Ei bine, dacă această realitate o exprimă Biblia, că Dumnezeu obosește, se ridică o întrebare legitimă și anume, cine și ce anume îl poate obosi pe Dumnezeul neobosit? Cine și ce anume îl poate obosi pe Dumnezeul neobosit? Pentru a răspunde la această întrebare, cel puțin parțial, pentru primele două puncte pe care vreau din cuvântul lui Dumnezeu să le tratăm în această dupamiază, ne vom întoarce la pasajul pe care l-am citit și vom dezvolta câteva explicații la care aș dori să fim atenți ca să putem înțelege contextul istoric în care se realizează anumite aspecte. Ahaz, împăratul Ahaz, despre care s-a citit anterior, este unul dintre împărații răi pe care i-a avut împărăția lui Iuda. Aici vreau să fac o paranteză. După moartea lui Solomon, a venit la tron fiul său Roboam. Iar în momentul în care Roboam vine la tron, din pricina faptului că pune un tribut și un bir foarte greu peste națiunea lui Israel, Israelul se rupe, se scindează în două părți inegale. Și rămâne regatul de sud, regatul lui Iuda, cu capitala la Ierusalim, două seminții, și regatul de nord, regatul lui Israel, cu capitala la Samaria, zece seminții. Ei bine. Ahaz era împăratul regatului de sud, regatul lui Iuda cu capitala la Ierusalim. Și Ahaz spunea că a fost unul dintre împărații răi pe care i-a avut Iuda. Atât de rău, în ochii lui Dumnezeu, încât a închis templul. Adujeri feii idolilor străini, păgâni. A mers până într-acolo nebunia lui, încât și-a trecut prin foc propriilor lui fiu, prințul moștenitor și l-a dus jerfă Dumnezeilor cananiți, Dumnezeilor păgâni. Așa că în viața acestui împărat, Dumnezeu a îngăduit o criză majoră. Iar criza aceasta majoră se concretiza în pericolul iminent de a pierde Ierusalimul. Ierusalimul era, dacă vreți, identitatea statului Israel. Era simbol național Ierusalimul. Și se afla în pericul iminent de a pierde Ierusalimul, capitala. De ce? Pentru că împăratul lui Israel, împăratul regatului de nord, făcuse alianță cu împăratul Siriei și doreau să vină împotriva lui Ahaz și a împărăției lui Iuda și să le fure, să le acap acapareze Ierusalimul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că teama lui Ahaz și a poporului lui Iuda era atât de mare, atât de grea. Iar în versetul 2, în pasajul pe care l-am citit, Isaia, profetul lui Dumnezeu, folosește o figură de stil deosebită pentru a zugrăvi această stare de criză majoră în care se afla Ahaz. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, versetul 2. A tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul criză majoră. Criză majoră pentru Ahaz și pentru împărăția lui Iuda. Și paradoxal, în mijlocul acestei crize, Dumnezeu îi promite prin profetul Isaia că va proteja Ierusalimul. De ce spun paradoxal? Pentru că Ahaz era un împărat rău înaintea lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, prin profetul Isaia, Dumnezeu îi spune în felul următor: cere un semn de la mine, ca și certitudine, dacă vrei, pentru faptul că eu, Dumnezeu, îți voi purta de grijă ție și Ierusalimului și, bineînțeles, locuitorilor lui. Și haz spune în felul următor, nu. Nu vreau un semn de la Domnul ca nu cumva să-l ispitesc, aparent, ca nu cumva să-l ispitesc. Iar după ce haz termină, finalizează acest răspuns de dat profetului Isaia, se face o schimbare de registru, de paradigmă, dacă vreți. Și vine versetul 13 din pasajul pe care l-am citit. Și de aici, dacă vreți, este momentul în care Dumnezeu începe să obosească. Începe Dumnezeu să-și piardă răbdarea cu ahaz. Și versetul 13 din pasajul citit spune în felul următor. Ascultați totuși casa lui David. Nu va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor, de mai obosiți și pe-a Dumnezeului meu? Dintr-o dată vine această întrebare. Ce anume l-a obosit pe Dumnezeu din atitudinea lui Ahaz, într-un mod specific, și ce anume îl obosește pe Dumnezeu într-un mod general, din exemplul acesta lui Ahaz, pentru noi astăzi vrem să luăm învățătură. Ce anume îl poate obosi pe Dumnezeu? În primul rând, în primul rând, din experiența lui Ahaz, lipsa de recunoștință îl obosește pe Dumnezeu. Lipsa de recunoștință îl obosește pe Dumnezeu. Dragii mei, pe Ahaz, pe împăratul lui Iuda, nu îl califica absolut nimic să primească un ajutor din partea lui Dumnezeu, nimic. Prin păcatele lui Ahaz, prin idolatria poporului, prin imoralitate și prin lipsă de integritate spirituală, poporul lui Iuda împreună cu împăratul Ahaz trebuiau să fie condamnați la moarte. Și totuși, Dumnezeu în bunătatea lui le promite ajutor, le promite că le va proteja cetatea, le va proteja Ierusalimul. Și totuși, din inima lui Ahaz și de pe buzele lui Ahaz niciun cuvânt de recunoștință. Nimic. Dumnezeu se comportă cu Ahaz cu o bunătate deosebită. Îi promite ajutor, îi promite protecție, îi promite că El va păzi Ierusalimul și că nimic nu se va întâmpla rău. Nimic nu se va întâmpla rău. Că împăratul lui Israel și că împăratul Siriei nu vor putea să ocupe Ierusalimul. Iar Ahaz tăcere. Nimic. Nimic pentru Domnul. Lipsă de recunoștință. Dragii mei, dacă Dumnezeu ne-ar fi făcut nouă, după păcatele noastre, după slăbiciunile noastre, după fără de legile noastre, după vulnerabilitățile noastre, după falimentul nostru spiritual de multe ori, dacă Dumnezeu s-ar fi comportat cu noi, după relaxarea noastră spirituală de multe ori, timp prea îndelungat, niciunul dintre noi nu mai rămâneam în picioare. Dumnezeu lui Israel a fost bun cu noi și Dumnezeu ne poartă de grijă în fiecare zi într-un mod minunat desăvârșit. Dumnezeu luptă pentru noi în fiecare zi într-un mod deosebit. nimic înaintea lui Dumnezeu nu ne recomandă. Faptele noastre bune nu ne recomandă înaintea lui Dumnezeu, pentru că noi trebuia să fim condamnați, dar Hristos Domnul a luat asupra Lui păcatele noastre și ne-a scris numele în cartea vieții mielului, trăiască Domnul în mijlocul nostru. Hristos a luptat pentru noi. Cine aduce mulțumiri ca jerfă, spunea psalmistul, acela mă proslăvește. Nu vi se pare uneori că cele noastre cuvinte sunt prea sărace ne mulțumit lui Dumnezeu. Și cuvintele noastre sunt atât de bogate când trebuie să-i cerem lui Dumnezeu. Pe mine m-am regăsit într-o realitate și într-o expresie nepotrivită și am spus, Doamne, nu-i corect. Și probabil și dumneavoastră ați utilizat această expresie fără să gândim neapărat la ceea ce spunem, și anume, nu să-ți mulțumim. Fraților, noi trebuie să avem cuvinte să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru merită cele mai alese cuvinte. În rugăciunile noastre, Dumnezeul nostru merită toată gloria, toată înțelepciunea, toată puterea, toată onoarea. Le merită Dumnezeu. N-ar trebui să avem pe buzele noastre astfel de cuvinte. Nu avem cuvinte să-i mulțumim, avem. Trebuie să avem. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut mult bine. Apostolul Pavel spunea în felul următor. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Efeseni 5, capitol capitolul 5, versetul 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Contextul în care Apostolul Pavel scrie aceste cuvinte este unul deosebit. Știți de ce? Cu două versete mai sus, versetul 18, capitol 5, Efeseni. Cuvântul Domnului spune în felul următor, nu vă îmbătați de vin, fiți plini de Duh. Ei bine, sub pecetea aceasta a plinătății Duhului Sfânt se înlănțuie o suită de versete, inclusiv acesta care comportă tematica mulțumirii. Altfel spus, omul plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este un om cu o inimă mulțumită, mulțumitoare înaintea lui Dumnezeu. Mulțumiți una, știți ce înseamnă aceasta? Să facem din mulțumire un stil de viață. Un stil de viață. Asta înseamnă că Dumnezeu va îngădui în viața noastră uneori anumite circunstanțe, anumite momente mai puțin plăcute. Chiar și pentru acelea trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să facem din mulțumire un stil de viață. Recunoștința o merită Dumnezeu. Citeam de curând un articol legat de mulțumire și mi-au rămas în minte câteva cuvinte interesante pe care aș vrea să le citez. Și autorul acestui articol spunea în felul următor. Sunt recunoscător soției mele pentru că sfore noaptea, pentru că doarme acasă la mine și nu la altcineva. Sunt recunoscător ficei mele care se plânge că trebuie să spele vasele, pentru că înseamnă că este acasă și nu este pe străzi. Sunt recunoscător pentru impozitele pe care le plătesc, pentru că înseamnă că sunt angajat. Sunt recunoscător pentru hainele care sunt puțin mai strâmte pe mine pentru că înseamnă că am suficientă mâncare. Fratele Angel râde pentru că anterior tocmai sublinea lucrul acesta. Sunt recunoscător pentru podeaua pe care trebuie să o curăț și pentru ferestele care trebuie spălate pentru că înseamnă că am o locuință. Sunt recunoscător pentru locul de parcare pe care găsesc tocmai la capătul străzii pentru că înseamnă că pot să merg și că am fost binecuvântat cu un mijloc de transport. Sunt recunoscător pentru zgomotul pe care trebuie să-l suport de la vecini. Pentru că înseamnă că pot auzi. Sunt recunoscător pentru grămada de rufe de spălat și de călcat. Pentru că înseamnă că am haine de îmbrăcat. Sunt recunoscător pentru oboseală și pentru durerele musculare de la sfârșitul zilei, pentru că înseamnă că am fost capabil să muncesc din greu. Sunt recunoscător pentru alarma care mă trezește în zorii zilei, pentru că înseamnă că sunt viu. Iar peste toate aceste lucruri, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru mântuirea Lui. Niciunul dintre noi n-am fost mai bun decât alții, pentru că Hristos ne-a ales din lumea aceasta. Putea Hristos să-i aleagă pe alții și ne-a ales pe noi. Ne-a ales pe noi, oameni simpli. Ni s-a descoperit nouă Dumnezeu într-un mod desăvârșit pentru mântuire. Și ne-a scris numele în Cartea Vieții Mielului. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numele Tău dăm slavă. Hristos merită toată aceasta. Hristos merită slava. Hristos merită recunoștința noastră. Nu-L vom obosi niciodată în momentul în care vom înălța rugăciuni de laudă și cuvinte de adorare. Îl obosesc pe Dumnezeu momentele în care nu știm să-i mulțumim lui Dumnezeu. Astea îl obosesc pe Dumnezeu. Avem atâtea motive pentru care să-i mulțumim lui Dumnezeu. Am dat doar câteva exemple, dar sunt multe alte exemple pe care fiecare dintre noi le-am experimentat și le experimentăm în viața noastră cotidiană, Hristos merită toată slava. Să nu furăm niciun moment din slava Lui Dumnezeu. Dragii mei, nimic nu-l înfurie mai tare pe Dumnezeu decât furtul din slava Lui. Nimic nu-l înfurie mai tare pe Dumnezeu decât furtul din slava Lui. Ale noastre sunt falimentele, sunt eșecurile. Trebuie să fie smerenia, umilința și pocăința. Dumnezeu. Dumnezeu, Dumnezeu merită toată slava, glorie Domnului în veci. În al doilea rând, ce anume îl mai obosește pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu îl mai obosește lipsa încrederii în promisiunile sale. Lipsa încrederii în promisiunile sale. Dumnezeu îi transmite împăratului Ahaz un mesaj de speranță și îi spune în felul următor. Fi liniștit, nu te teme de nimic, eu Dumnezeu voi fi cu tine, eu voi proteja Ierusalimul. Orice ar veni împotriva ta, să nu te temi, sunt acolo lângă tine. Cere-mi un semn. Eu, Dumnezeu, îți voi da un semn, spune cuvântul lui Dumnezeu, din cerul sau de pe pământ. Orice semn vei cere, îl vei primi, ca certitudine că promisiunile mele se vor împlini față de tine. Și Ahaz nu-i cere lui Dumnezeu un semn, aparent, repet, aparent, pentru că nu dorește să-l ispitească pe Dumnezeu. Însă era doar un pretext ieftin. Știți de ce? Pentru că Ahaz nu credea în promisiunea lui Dumnezeu. Ahaz nu credea în promisiunea lui Dumnezeu, nu știu neapărat dacă nu credea în puterea lui Dumnezeu, ci mai degrabă cred că nu credea că Dumnezeu va proteja Ierusalimul pentru că Ahaz știa că relația lui cu Dumnezeu este una ruptă, este una scindată. Nu l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Iar această realitate l-a obosit pe Dumnezeu și l-a făcut pe Dumnezeu să-și piardă răbdarea față de Ahaz și față de Iuda. Prin definiție, dragii mei, nădejdea este așteptarea cu încredere a promisiunilor lui Dumnezeu, a împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu. Credința, dragii mei, stă deasupra crizelor din viața noastră. Credința și încrederea în Dumnezeu stă deasupra problemelor. Încrederea în Dumnezeu stă deasupra bolilor cu care noi ne confruntăm, a situațiilor care ne fac de multe ori să ne pierdem echilibru. Știți, credința nu se uită atât de mult la ele și la oameni. Credința se uită la promisiunile lui Dumnezeu. V-am purtat, spunea Cuvântul lui Dumnezeu prin profet, și încă vreau să vă mai port. Hristos este alături de noi. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Credința nu ocolește problema. Credința nu ocolește problema. Ci credința ne dă putere să credem că Hristos este alături de noi prin problemă. Dumnezeu nu este promotorul răului. Dar Dumnezeu poate îngădui răul în viața noastră. Răul așa cum îl percepem noi, în diferitele lui forme. Atunci când ne încredem în Dumnezeu, nu înseamnă neapărat că vom ocoli problema, și că Hristos trece pe acolo cu noi. Amin. Și chiar dacă va fi să trecem prin valea umbrei morții cu Hristos, nu ne temem și vom fi mai mult decât biruitori. În Hristos ne în Hristos biruim și în Hristos vom povesti minunile Domnului. Trăiască Domnul în mijlocul nostru. Citeam despre o bunică, despre o femeie în vârstă care a trăit în timpul celui de-al doilea război mondial și a aplicat în viața ei această gândire transformată în crederii neclintite în Dumnezeu. Și în timpul celui mai mare atac aerian, din timpul celui de-al doilea război mondial, această femeie s-a încrezut în Dumnezeu într-un mod cum puțin ar fi făcut-o. Bombele cădeau, în zona în care această femeie locuia. La un moment dat, fiul ei s-a dus la aceasta și a spus în felul următor, vezi bine că te afli într-un mare pericol, mută-te la mine. Fiul ei se afla într-o zonă destul de protejată. Vino la mine, că vei pieri. Și femeia a spus în felul următor, nici vorbă să plec de aici. Păi cine ar mai îngriji pe oamenii aceștia răniți? Cine le-ar mai da de mâncare? Cine va face misiunea aceasta în locul meu? Și mai mult decât atât, de fiecare dată când fiul acestei femei îi spunea să se mute la el, această femeie îi arăta pe un perete un tablou cu următoarele cuvinte: Nu te îngrijora, s-ar putea să nu se întâmple niciodată. Nu te îngrijora, s-ar putea să nu se întâmple niciodată. Dar a venit o zi și s-a întâmplat blocul de locuințe în care această femeie trăia a fost distrus aproape în totalitate, două treimi din ea. Fiul acestei femei, când a auzit această tragedie, a venit disperat înspre mama lui, înspre locul în care această femeie trăia și a găsit-o pe femeie legănindu-se într-un scaun și cântând cântarea ei favorită, și a spus în felul următor, hei bine, cum e mot cu motoul ăsta de pe perete? Ai văzut că n-a ținut? S-a întâmplat. Și femeia s-a ridicat de pe scaun gale, și a spus în felul următor, știi ceva? Am uitat să-l întorc și am întors tabloul. Iar pe partea cealaltă scria în felul următor, nu te îngrijora, o poți îndura. Nu te îngrijora, s-ar putea să nu se întâmple niciodată. Nu te îngrijora dacă cumva se întâmplă, o poți îndura. Aceasta este credința neclintită în Dumnezeu și în promisiunile lui Dumnezeu. O astfel de încredere neclintită niciodată nu îl va obosi pe Dumnezeu, ci va recunoaște dependența noastră de Dumnezeu în totalitate. 3. Lipsa de recunoștință. Lipsa încrederii în promisiunile lui Dumnezeu. Acestea două îl obosesc pe Dumnezeu. În al treilea rând, rugăciunile noastre îl obosesc pe Dumnezeu. Și o să vă întrebați, cum așa? Rugăciunile noastre îl obosesc pe Dumnezeu. În cartea Maleahii, capitolul 2, versetul 17, cuvântul Domnului spune în felul următor. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați cu ce te-am obosit? Ne este greu să credem că rugăciunea noastră îl poate obosi pe un Dumnezeu flămând, însetat de comuniune copiii săi. Domnul este însetat, este flămând să comunice cu noi, să ne vorbească și să-i vorbim. Însetat. Întrebare. Oare lui Dumnezeu este indiferent cum îi spunem, ce îi spunem și care este rațiunea, motivația pentru care o facem? Este indiferent? Nu. Noi ca și părinți, oare ne este indiferent când ai noștri copii, ne vorbesc așa din fugă, folosim poate cuvinte ușor neglijente? Ne place o astfel de comunicare? Sub nicio formă. Dacă noi ca și părinți avem așteptări de la o comunicare eficientă cu ai noștri copii, cu cât mai mult Dumnezeu din ceruri nu are așteptări, unei comunicări eficiente cu noi. Nu orice comunicare cu Dumnezeu este eficientă. Pentru că vom vedea că prin rugăciunile noastre îl putem obosi pe Dumnezeu. Cum îl putem obosi pe Dumnezeu prin rugăciune? În primul rând, prin nesinceritate sau prin fățărnicie, dacă vreți, prin nesinceritate. Și aici, cuvântul lui Dumnezeu se referă la rugăciunile frumos construite, frumos articulate, la cuvintele frumos alese, dar care se află de pe buzele unei persoane cu o viață duplicitare și în dezacord cu voia lui Dumnezeu. În Proverbe, capitolul 28, versetul 9, cuvântul Domnului spune în felul următor. Dacă cineva își va întoarce urechea ca să n-asculte legea, dacă cineva cu alte cuvinte se va afla în dezacord cu legea lui Dumnezeu, va avea o viață reprobabilă, o viață nepotrivită înaintea lui Dumnezeu, chiar și rugăciunea lui este o scârbă înaintea mea. Știți ce înseamnă aceasta? Rugăciunea omului păcătos trebuie să fie rugăciunea de pocăință, rugăciunea de smerenie, rugăciunea simplă. Rugăciunea pe care o așteaptă Dumnezeu în momentul în care relația noastră cu Dumnezeu nu este una bună, este aceasta: Doamne, ai milă de mine. Doamne, iartă-mă. Doamne, mă căiesc înaintea ta. Doamne, îmi pare rău. Doamne, primește-mă înaintea ta. Aceasta este rugăciunea omului păcătos pe care o primește Dumnezeu și Dumnezeu poate să-i aminte. Este o comunicare eficientă dintre noi către Dumnezeu, dinspre noi către Dumnezeu. În momentul în care omul păcătos vine și alege niște cuvinte deosebite, pompoase, articulate frumos, dar fără esență, înseamnă, cuvântul lui Dumnezeu spune aceasta, o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea pe care o așteaptă Dumnezeu, în momentul în care ne simțim păcătoși înaintea lui Dumnezeu și conștientizăm această stare, este rugăciunea de pocăință. Aceasta este rugăciunea pe care o așteaptă Dumnezeu și o primește Dumnezeu de la noi. În al doilea rând, cum îl putem obosi pe Dumnezeu prin rugăciunile noastre? Prin repetarea la nesfârșit a unor cuvinte și expresii. Prin repetarea la nesfârșit a unor cuvinte și expresii. Cuvinte și expresii repetate care transformă rugăciunea noastră în ceea ce numea Domnul Isus Hristos bolboroseală. Cuvântul lui Dumnezeu Mântuitorul spunea în felul următor, atunci când vă rugați să nu bolborosiți aceleași cuvinte cum fac păgânii, care cred că dacă vor spune multe cuvinte înaintea lui Dumnezeu vor fi și ascultați. Aici cuvântul lui Dumnezeu face trimitere la rugăciunile învățate. Spre exemplu, frații noștri ortodoxi au cărți de rugăciuni învățate. Știți ce înseamnă aceasta? Că acolo nu intervin sentimentele, doar vorbele. Și cel puțin, puțin rațiune, puțină minte. Rugăciunea pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi, de la copiii săi, care niciodată nu îl va obosi, este o rugăciune care comportă trei coordonate. Rațiune, minte, inimă, sentimente și voință, cuvinte. Pentru că degeaba repet niște cuvinte dacă nu le trec și pe aici și pe aici. Vedeți, dumneavoastră, dădeam un exemplu anterior și spuneam o expresie pe care uneori noi utilizăm, dar care nu neapărat trece pe aici și pe aici, ci doar de pe buze. Nu am cuvinte să-ți mulțumesc. Pentru că dacă am coborât noi înșine, ne-am dat seama că avem cuvinte să-i mulțumim lui Dumnezeu. Când punem în acțiune sentimentele, când punem în acțiune și mintea noastră și cuvintele noastre, vom găsi resursele și resorturile să-i mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că din inima noastră vor izvorâ cuvintele Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și ne învăța cum să ne rugăm. Aceasta este rugăciunea eficientă și pe care Dumnezeu o primește și care niciodată nu-L va obosi. Minte, cuvinte și sentimente. De aceea noi nu avem decât o singură rugăciune, Tatăl nostru. În rest, în rest, trebuie să pornească din inimă rugăciunile noastre. Noi nu avem rugăciuni învățate, dar vreau să vă spun că rugăciunea Tatăl nostru cuprinde în ea tot ce am putea să-i spunem lui Dumnezeu prin toate cuvintele cele mai alese. Pentru că dacă o analizăm, comportă foarte multe subiecte de predică până vine Domnul. În rugăciunea Tatăl nostru, în rugăciunea domnească, rugăciunea aceasta pe care uneori noi o repetăm și aceasta trebuie repetată cu mintea noastră, cu sentimentele noastre, cu buzele noastre. Aceasta este rugăciunea pe care o primește Dumnezeu. Și în al treilea rând, cum îl mai putem obosi pe Dumnezeu prin rugăciune? Prin rugăciunile de tip mini-predici. Prin rugăciunile de tip mini-predici. Rugăciunile acestea erau rugăciunile pe care le făceau fariseii pe vremea Domnului Isus Hristos. Aceștia își luau o postură la colț de stradă, o postură care reprezenta o smerenie aparentă. Și acolo făceau rugăciuni pentru a fi văzuți de oameni și nu de Dumnezeu, mult mai lungi decât predica mea din seara aceasta. Aceasta este rugăciunea pe care oamenii aceștia o făceau pentru a fi văzut de ceilalți și nu de Dumnezeu. Și lumea să zică, o, ce frumos se roagă fratele Doru, ce frumos se roagă fratele Amarandei, ce frumos se roagă Sami, ce frumos se roagă surorile, cei la să spună ce frumos ne rugăm. Frații mei, noi nu avem nevoie să spună alții ce frumos ne rugăm. Pentru că noi atunci când ne rugăm nu așteptăm răspuns de la oameni, ci așteptăm răspuns de la Dumnezeu. Amin. Noi trebuie să ne rugăm în așa fel încât să deschidem mâna lui Dumnezeu pentru a ne binecuvânta, mâna lui Dumnezeu pentru a răspunde cererilor noastre, mâna lui Dumnezeu pentru a fi cu noi, cu familiile noastre și în bisericile noastre. O astfel de rugăciune nu-L va obosi pe Dumnezeu niciodată. Pentru că privirea noastră, inima noastră, cuvintele noastre sunt pentru Dumnezeu și nu pentru alții. Rugăciunile noastre în formă aceasta. Și în al patrulea rând pentru noi în seara aceasta, dragii mei, îl mai obosești ceva pe Dumnezeu. Îl mai obosesc pe Dumnezeu păcatele noastre. Păcatele noastre îl obosesc pe Dumnezeu. Tot profetul Isaia, în capitolul 43, versetul 24, spune în felul următor. Dumnezeu vorbește prin profet și este atât de dezamăgit încât spune în felul următor. cu păcatele tale. Și mai obosit cu nelegiuirile tale. Păcatele noastre îl obosesc pe Dumnezeu. Dacă am înțeles că păcatele noastre și ale întregii omenii l-au condus pe Domnul Isus Hristos la cruce acum 2000 de ani, am înțeles un adevăr parțial, nu întreg. Știți de ce? Pentru că păcatele noastre astăzi, aici, acum, atunci când înfăptuim păcate înaintea lui Dumnezeu, toate acestea aduc în ceruri tragedie. În inima lui Dumnezeu. Păcatele noastre le obosesc pe Dumnezeu astăzi, nu atunci. Îl obosesc pe Dumnezeu astăzi. Acesta este întregul adevăr. Păcatele noastre l-au trimis pe Hristos la cruce, dar păcatele noastre astăzi aduc în inima lui Dumnezeu multă suferință. Atunci când păcătuim înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, păcatele noastre îl dezonorează pe Dumnezeu. Împăratul David în psalmul 51, în psalmul lui de pocăință, el spune în felul următor în versetul 4, împotriva ta, numai împotriva ta am făcut ceea ce este rău. Dar împăratul David făcuse ceea ce este rău împotriva lui Dumnezeu, nu făcuse el împotriva lui Uriehetitul, împotriva Batsebe, împotriva poporului. Ba da. Dar în primul și în primul rând, atunci când păcătuim, nu lovim în alții sau în noi înșine, ci lovim în onoarea lui Dumnezeu. Hristos Domnul și numele pe care noi îl purtăm asupra noastră este dezonorat când noi păcătuim. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu care am fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării, pentru ziua veșniciei, este trist în noi, stă ascuns și tace și nu spune nimic de multe ori în momentul în care noi păcătuim. Sfânta trăime toată suferă în momentul în care noi păcătuim înaintea lui Dumnezeu. Dar știți ce este încurajator? Că deși lipsa noastră de recunoștință lobosește pe Dumnezeu. Deși lipsa noastră uneori de neîncredere de încredere în promisiunea lui Dumnezeu, obosește pe Dumnezeu. Deși rugăciunile noastre nepotrivite uneori îl obosesc pe Dumnezeu. Deși păcatele noastre îl obosesc pe Dumnezeu. Tot cuvântul lui Dumnezeu prin Isaia spune în felul următor, Dumnezeu nu obosește iertând, glorie Domnului în veci. Dumnezeu nu obosește iertând. Acesta este mesajul încurajator pentru noi toți, Dumnezeu nu obosește iertând. Și vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu prin profes scrie aceste cuvinte. Nu vorbește pentru păcătoșii lumii, ci vorbește pentru păcătoșii din noi. Păcătoșii care l-au primit pe Isus Hristos. Pentru că de multe ori se prea poate să ne întrebăm un fel următor. Deși ne-am întors cu fața spre Dumnezeu și de multe ori poate suntem prinși în fel și fel de curse și ne întrebăm înaintea lui Dumnezeu. Oare mă mai iartă Domnul? Dar oare nu m-a lepădat Domnul? Dar oare se mai poate schimba ceva în viața mea? Se poate. Se poate. În momentul în care venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, în momentul în care ne smerim înaintea lui Dumnezeu, în momentul în care ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu, Dumnezeul nostru nu obosește iertându-ne mărire Domnului Iisus Hristos și jerfe Lui de la Golgota. Iar în seara aceasta, dacă sunt persoane care se simt împovărați de păcat, dacă sunt persoane în seara aceasta care au nevoie de iertarea lui Dumnezeu, de eliberarea lui Dumnezeu, care au nevoie poate de o nouă relație cu Dumnezeu, poate este scindată, poate este ruptă pe aloc cu relația cu Dumnezeu. Dumnezeul lui Israel nu obosește iertând și poate să vindece suflete în seara aceasta, poate să vindece inimi în seara aceasta, poate să scrie iertare în dreptul nostru în seara aceasta, poate Hristos Domnul să i liberează în seara aceasta. Dacă sunt persoane în seara aceasta care au nevoie de vindecare fizică, cerem în numele Lui Iisus Hristos vindecare fizică, spirituală. Pentru că vrem să fim întregi ai Domnului nostru Isus Hristos. Pentru ziua răscumpărării, Hristos Domnul este aici. Ne vom împărtăși cu sângele Domnului Isus Hristos, cu trupul Domnului Isus Hristos. Și vrem să fim iertați, să fim spălați și să simțim atingerea Domnului Isus Hristos în inimile noastre, în viața noastră, în trupurile noastre. Hristos Domnul poate să facă chiar aici, chiar în seara aceasta, o minune în sufletele noastre, mărire Domnului Isus Hristos. Cere mândurare din partea Lui Dumnezeu? Sim din partea Domnului să ne rugăm. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și. N-aș vrea să vă comunic ce anume să ne rugăm înaintea Domnului, cu ceea ce simțim, cu poverile noastre, cu problemele noastre, poate cu apăsările noastre, cu păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu, cu bolile noastre. Stăm înaintea lui Dumnezeu și proclamăm eliberare, și proclamăm iertare, și proclamăm ca Hristos Domnul să dețină locul 1 în viața noastră, prioritatea numărul 1 pentru noi. Ne rugăm Domnul, împreună. Dragi frați și surori, nici nu știu dacă mai trebuie ceva. Dacă i bine să mai spunem ceva sau să mai cântăm o cântare, să mai facem o rugăciune, să ne ducem acasă. Aș vrea să iau un pic pulsul bisericii. Nu că nu-l cred pe Domnul. La cât încheiați de regulă duminica seara? 6 jumate. așa e? Drept. Când aveți musafiri, dar noi suntem ai noștri. Maria. Da, chiar că e singurul de care mi i milă în seara asta. Am să citesc două versete. De la 1 Cronici, capitolul 4, versetele 9 și 10. 1 Cronici, capitolul 4, versetele 9 și 10. Iaiabet era mai cu vază decât frații săi. Mama sa i-a pus numele Iaiabet, zicând, pentru că l-am născut cu durere. Iaiabet a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis, dacă mă vei binecuvânta și îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine, și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință, și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Amin. Amin. Înainte de a vă spune ceva din cuvântul acesta, vreau să vă spun ceea ce mi-a pus Duhul Sfânt, să vă spun, ca o prioritate. Și eu, prin Harul Domnului, am fost părtaș într-o mică măsură împreună cu dumneavoastră la lărgirea împărăției lui Dumnezeu în locul acesta, la bucuriile și durerile pe care le-ați purtat ca și biserică. Acum este o vreme de har și este o vreme de liniște. Mulți de la Cnojo, sau o parte de la Cnojo, care au primit cuvântul Domnului și s-au întors la Dumnezeu, sunt aici cu noi. Când sunt situații de natura asta, dacă ne-am relaxat, crezând că diavolul nu ne vede și nu-i deranjat de ceea ce se întâmplă, facem o mare greșeală. Eu vă chem la veghere. Și le spun fraților de la Cnojul în seara aceasta, în numele Domnului Isus Hristos, să nu vă luați în cap. Să nu vi se urce la cap ceva rău. În urmă cu o săptămână eram în Germania. Nu că duminică de duminică plec. Așa s-a întâmplat conjunctura. Și acolo slujesc o biserică care am început cu 5 persoane și acum sunt peste 100. Și la adunare vin chiar 200. La rândul lor, această biserică a început tot așa, la o oră de mers, că m-am dus la ei duminică dimineața, într-un alt oraș, o altă biserică, și culmea, și acolo sunt vreo sută, adunați la oaltă. Numai că cei de acolo nu mai recunosc autoritatea bisericii mamă de aici, unii de acolo. Și au intrat în dezbinare. Deci adică ce să ne conducă pe noi biserica? de la Zința era, aceștia la Calsăruie, alt oraș de acolo, să ne conducă pe noi ăștia? Nu, domnule, ne alegem noi conducerea noastră, aia să vină așa decorativ pe la noi. Teama mea, și când vorbeam azi și mă te gândeai la masă, deci frații din Germania m-au sunat și mi-au răsucit mintea să mă duc repede înapoi la ei, că nu-i bine, că doar altceva n-am de făcut. Teama mea că cei 100 de persoane sau cele 100 de persoane care au fost născute de aici cu durere, s-ar putea să se împrăștie și să se aleagă praful așa cum știe satana să dezbine câteodată de nu să mai înțelege om cu om. Celor de la Cnojul, le spun foarte serios în seara aceasta, rămâneți sub autoritatea acestei biserici rămâneți sub autoritatea fraților slujitori de aici. Dacă vreți că acolo nu știm când să fie o biserică de sine stătătoare, să scoată Dumnezeu lucrători, să mai scoată oameni la pocăință, nu știm când și peste câți ani, nu știm cât trebuie să vi se dea cu biberonul, dar trebuie, ăsta este adevărul, dacă vreți lucrul acesta să rămâneți pocăiți, și vă doare de alte suflete ca să rămână, să vină la Domnul, rămâneți sub autoritatea Bisericii Mama. Amin. Nu vă spun doar din cele ce am văzut, din cele ce trăim noi, bisericele pe care cu ajutorul Domnului le-am înființat și au rămas sub autoritatea Bisericii noastre, a Bisericii mamă, au propășire și au binecuvântare de la Dumnezeu. Amin. Nu există propășire și binecuvântare și nu există creștere dacă copilul ăla la 2 ani, la 3 ani, pleacă de acasă, crezând el că se descurcă. Așa că, fraților, surorile de la Cnojo trag un semnal de alarmă foarte serios. Rămâneți sub autoritatea bisericii acesteia și sub autoritatea Domnului, creșteți în Harul lui Dumnezeu, adunați-vă și acolo cu rânduială, care vi se spune de aici, rânduiala care vi se dă de aici și rămâneți în ascultare ca să vă mântuiți sufletele și să se întoarcă și alți oameni la Dumnezeu. Amin. Și acum, fraților, dacă tot m-ați provocat un pic, aș vrea să vorbesc ceva din cuvântul Domnului. Dar cuvântul acesta să vă fie o motivație de rugăciune săptămâna asta care am intrat. Pentru marți seara dacă veniți la adunare și joi seara dacă veniți la adunare. Să vă rugați pe lângă altele și pe lângă multele din cuvântul acesta a lui Dumnezeu să vă rugați. Ca să putem înțelege, intitulez cuvântul acesta al Domnului în felul următor. Scutură-te de trecutul tău. Și ridică prin harul lui Dumnezeu. Descutură-te, leapă-te de trecutul tău și ridică prin harul lui Dumnezeu. Ce citim aici? Foarte simplu. O cronologie, o înșiruire de nume din seminția lui Iuda, urmașa lui Iuda, nume greoaie. De altfel, dacă lecturăm, s-ar putea să obosim. La un moment dat apare numele acesta de Iaia Beț, în aceste două versete, apare pentru prima dată și despare pentru totdeauna. Dar de ce Domnul a îngăduit să fie numele acesta aici? De ce Duhul Sfânt a îngăduit ca în dreptul acestui nume să dea aceste scurte explicații nu este de prisos pentru noi, ci cu siguranță socotesc că ne este de folos. Ia ia pe care mama sa l-a născut cu durere, spune Biblia, și a pus și un nume pe măsură. Ia care în traducere înseamnă suferință, care înseamnă tristețe, care înseamnă durere, și despre omul acesta spune Biblia că mai târziu a ajuns mai cu vază decât frații lui, decât cei din familia lui, dacă vreți. A făcut o rugăciune înaintea Domnului, a chemat pe Domnul Dumnezeului Israel și a zis, Doamne, dacă mă vei binecuvânta, dacă îmi vei întinde hotarele dacă mă vei feri de nenorocire, ca să nu fiu în suferință și urmează puncte, puncte acolo. Ce credeți că ar mai urma, ar mai fi zis ea acolo unde sunt puncte, puncte? Doamne, intuiesc în seara aceasta. După ce a făcut rugăciunea aceasta cerându-i Domnului, probabil că a spus, dacă vei face așa, Doamne, și eu la rândul meu te voi sluji, și eu la rândul meu voi fi credincios, și eu la rândul meu îți voi da zeciuială, și eu la rândul meu te voi asculta. Puncte, puncte și Duhul Sfânt a scos de acolo, sau n-a pus acolo, dar a pus puncte, puncte. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a fost interesat să pun aici ce a cerut, Ia, ia beți în rugăciune înaintea Domnului, fără ca să mai apară poate ori alte cereri, ori alte cereri împreună cu niște făgăduințe, cu niște juruințe pe care le-a făcut ea înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu spunând nu mă interesează. Pentru că eu oricum te voi ridica, dar nu te voi ridica datorită faptului că tu ai făgăduit că vei fi așa, așa de bun, așa de sfânt, așa de siritor, ci te voi ridica datorită harului meu voi avea milă de tine și te voi ridica. Ce se întâmplă aici? Înainte de toate, Iaiabec, omul acesta, realizează condiția în care s-a născut și cine este el. Mama mi-a pus numele Iaiadez care tradus înseamnă durere, înseamnă suferință, înseamnă întristare, înseamnă un destin deja hotărât de mama pentru mine. Știți? Numele din Vechiul Testament ni se pare și nu numai ni se pare, odată cu numele parcă apare și un destin al numelui, o traducere a numelui. Seara aceasta de pildă ni s-a vorbit, ni s-a citit doar aici, despre asta... Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu, îi va pune numele Emanuel. Cu un destin, Domnul este cu noi. Moise, numele lui a pus numele Moise, care e tradus înseamnă scos. L-am scos din ape ca să scoată porul meu și să le libereze din Egipt. Numele lui Iacov, de pildă, dacă ne uităm la numele Iacov, în traducere înseamnă înșelător Iacov. Iacov l-a înșelat pe fratele său, Iesau. Iacov l-a înșelat pe tatăl său, Isaac. Iacov a încercat să-l înșele pe Dumnezeu. Iacov l-a înșelat pe socru său, Laban. Iacov a înșelat pe poporul țării. Parcă un nume și de aici încolo, numai cu asta merg, că mi se potrivește numele și prin nume am un destin. Ia iabeț și-a dat seama de condiția în care se află. Și a spus înaintea Domnului, e adevărat că am numele acesta, vreau să mă ridic deasupra numelui meu. Vreau să mă scutur de trecutul meu. Vreau să mă lepă de trecutul meu. Vreau să mă ridic deasupra destinului, vreau să mă ridic deasupra problemelor. Dacă tata a fost un bețiv, dau un exemplu, nu trebuie să fiu și eu la fel. Frații mei, o spun cu umilință, aveți în fața dumneavoastră în seara aceasta un iaiabeț. Sunt al 11-lea copil din cei 12 copii ai părinților mei. Tata a fost un om sărman și am crescut într-o familie sărmană, lipsiți de toate. Fratele meu din tinerețe a luat-o pe drumul beției și pe drumul nenorocirii și s-a prăpădit în beție și în nenorocire și s-a dus în fundul iadului. Și alții din familia mea au continuat pe același drum. Pentru mine a venit o zi când am zis, nu vreau să fiu la nivelul lui tata. Nu vreau să fiu ca fratele meu, un bețiv notoriu, un om ticălos. Vreau să mă ridic chiar dacă mi se pare ca un destin, chiar dacă mi se pare că familia mea pe, pe linia asta a luat-o. Parcă mi se pare că suntem destinați într-un fel anume. Doamne, nu mă mulțumesc cu condiția mea. Dacă te ai născut în condiția în care te ai născut, și ai furat, și ai mințit, și ai curvit, și ai băut, și ai făcut de toate, scutură-te de trecutul tău. Leapă de trecutul tău în seara aceasta. Realizează condiția în care te afli, aici mă aflu, dar nu vreau să rămân aici. Unde alin? Unde sorin? Aici mă aflu, dar nu vreau să rămân aici. Văd că familia mea să ridică, văd că frații mei se ridică, cum nații mei se ridică, să întorc la Dumnezeu. Mie nu mi-este destinat să rămân aici. Eu trebuie să mă lepă de destinul acesta, de trecutul acesta și să înțeleg că destinul care mi l-a hotărât Dumnezeu este următorul. Să fiu un copil al lui Dumnezeu, să fiu un mântuit al lui Dumnezeu, să fiu pentru Dumnezeu, să fiu un în al lui Dumnezeu. Leapătă de trecutul tău. Scutură-ți umerii în seara aceasta de trecutul tău. Vinovat, ticălos, murdar, ori care ar fi. Scutură-ți umerii în seara asta de trecutul tău. Scutură-i înaintea lui Dumnezeu. Ia-i Primul lucru care îl face își realizează: realizează condiția dramatică în care se află. Sunt destinat pentru durere, sunt destinat pentru suferință, sunt destinat pentru o viață tristă, sunt destinat pentru sărăcie, sunt destinat pentru amărăciune, sunt destinat pentru lucrurile acestea. Scutură condiția, scutură-te scutură de numele acesta. O femeie binecuvântată din Scripturi cu numele Naomi, care înseamnă cea plăcută, cea frumoasă, cea desăvârșită. A fost Naomi atâta vreme cât a rămas în harul lui Dumnezeu și în ascultare de Dumnezeu până la un punct. Când s-a dus dincolo de hotarele Israelului, crezând că îi va fi mai bine acolo, se întoarce înapoi. Și când o văd oamenii, spun, Naomi asta. Și a spune oameni buni, nu mai spuneți Naomi, alta este condiția mea. De acum mă cheamă Mara, amărăciune, pentru că cel prea înalt m-a umplut de amărăciune și nu mai sunt vrednic să, vrednică să portă numele de Naomi, cea plăcută, cea fermecătoare. Dar Dumnezeu a reabilitat-o și din Mara și Dumnezeu a ridicat-o. S-a scuturat și de numele acesta în cele din urmă și a ridicat-o, a ridicat-o așa de sus că a ajuns o străbunică a Domnului Isus Hristos, am putea să spună. Spune, mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Ea Ia e realizează condiția în care e să află. Tristețe, amărăciune, de ce sărăcie, de ce micime, de ce incultură, de ce josnicie, de ce de desubtul tuturora? De ce să mă calce toți în picioare? Și Biblia spune dintr-o dată că ei era mai cu vază decât frații săi. A devenit mai cu vază decât frații săi. Ia a fost sortit prin numere dat către sărăcie, către tristețe, către durere, către boală, către nimicnicie, dar să -a, a, a reacționat odată și a zis, ei drept că așa -i. Dar acum vreau să fac ceva, Mă voi ridica prin harul lui Dumnezeu și mă voi ridica deasupra numelui meu. Și s-a ridicat. Și nu numai că s-a ridicat deasupra numelui, acum a făcut înaintea lui Dumnezeu această rugăciune. Doamne Dumnezeule, dacă mă vei binecuvânta și dacă îmi vei întinde hotare. În altă traducere, Biblia spune așa, Iaiabet s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, O, Doamne, dacă mă vei binecuvânta, O, Doamne, dacă îmi vei întinde hotarele, O, Doamne, dacă mâna Ta va fi peste mine și mă va călăuzi, O, Doamne, dacă mă vei păzi de nenorocire, cel puțin patru aspecte comportă rugăciunea pe care ea i-a a făcut-o înaintea Domnului. În primul rând, o, Doamne, dacă mă vei binecuvânta, o, Doamne, dacă mă vei face și mă vei înălța de pe treapta asta și mă vei ridica din coace, eu nu mă voi mândri pentru asta. Eu nu mi-i vis-a la cap șefia. Nu voi crede că sunt cineva ci voi crede că sunt doar binecuvântat. Cine nu vrea să fie binecuvântat de Domnul? Să-i hărăzească Domnul binele, să pronunțe Domnul un cuvânt de bine asupra Lui, să pronunțe Domnul un cuvânt de har asupra Lui. Nu vrei tu, Viorel, să fie acela? Nu vrei tu să fii? Nu vrei tu să fii? La rândul, nu vreți voi, surorilor? Oh, dacă Domnul mă va binecuvânta, dacă Domnul se va îndura de mine, dacă Domnul îmi va schimba numele acesta, din ia fiu al durerii, fiu al tristeții, fiu al sărăciei, fiu al bolii. Și dacă Domnul îmi va da un alt nume, vă aduceți aminte de Iacov. Iacov s-a numit Iacov. S-a numit înșelător până când în zdrobire și în pocăință a venit înaintea lui Dumnezeu, s-a luptat cu Dumnezeu, s-a întâlnit cu Dumnezeu la vadul iabocului, s-a luptat o noapte cu Dumnezeu. După noaptea aceea și după zdrobirea aceea s-a sculat știopătând. Și-a dat seama că chiar dacă ar vrea să se lupte cu ea nu poate. Și-a dat seama că dacă vrea să mai înșele vreun popor al țării, nu poate. Și-a dat seama de slăbiciunea lui trupească. Și-a dat seama, a realizat condiția lui cine îi s-a luptat cu Dumnezeu. Și Biblia spune, și Dumnezeu la a binecuvântat acolo și a spus, numele tău nu va mai fi Iacov, ci de acum încolo te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu și cu oameni și este biruit mântuitor, să fie numele Domnului. Și l-a numit Israel. Și din momentul acela totul s-a schimbat. Din seara asta, dacă tu scuturi trecutul tău, nu te vei numi acel sorin, acel alin, te vei numi copil al lui Dumnezeu. Scutură-te de trecutul tău, ridică-te înaintea Domnului, nu te mulțumi cu starea asta, întrepe oameni când te pocăiești, când o vrea Domnul. Nu-i destinul Domnului să ajungi în, în ea departe de Dumnezeu. Destinul Domnului este să ajungi în rai cu Dumnezeu. Amin. Știți, mă doare, dar mă împac cu boala. Dacă Domnul îți spune într-o zi să te împaci cu boala, cum i-a spus lui Pavel, îți ajunge, harul meu ți este de ajuns, poartă ți pușul asta. Dacă Domnul îți spune, dacă nu știi, domnule, na, asta e, o duc pe picioare. Da, dacă Domnul îți spune așa, două pe picioare dacă nu ridică-te și spune boală în numele lui Iisus Hristos, îți poruncești să ieși afară din trupul meu. Vreau să-L slujesc pe Domnul cu un trup sănătos, cu un suflet sănătos, cu un duc sănătos. Și trupul vostru, și duhul vostru, și sufletul vostru să fie păstrat întreg, fără prihană, până la venirea Domnului Iisus Hristos. Măriți să fie în numele Domnului! Nu te împăca cu boala din trupul tău, mustro! Nu te împăca cu sărăcia din casa ta! Ridică-te deasupra! Nu o evanghelie a prosperității mărturisesc eu în seara asta! Dumnezeu are putere să ne dea pâinea cea de toate zilele. Dumnezeu are putere să fim, să ne urcăm până acolo, să nu-L mai obosim pe Dumnezeu cu nam-nam, ce-o fi mâine, Doamne, sunt un nimeni, poate mă da afară de la servici, sunt în șomaj. Nu-L obosi pe Dumnezeu, ridică-te din starea asta și spune, nu vreau ea ia iabeț, vreau să mă ridici, Doamne pentru că tu ridici pe copiii tăi și tu dai pâine aleșilor tăi și tu dai binecuvântare, nu vreau avuție, vreau pâinea de care am nevoie Amin. pentru mine și pentru copiii mei să lăviți să fie numele Domnului. O, dacă mă vei binecuvânta! În al doilea rând, ea ia să roagă aici și spune, o, dacă îmi vei întinde hotarele! Fraților, haideți să o luăm și spiritual și material, dar mai mult spiritual să o luăm. O, Doamne, dacă îmi vei întinde hotarele, dacă ceri mai mult de la Dumnezeu și e nevoie de mai multă pâine, și e nevoie de altă mașină, și i nevoie de o casă mai largă, ceri Domnului. O, Doamne, dacă mi-ai da un apartament un pic mai mare, de ce nu cer, mă, băiete? O, Doamne, dacă mă vei scoate la loc larg, dar nu te mutași tu ca asta să, să până ajung la adunare. Sigur că lui e bine acolo. O, Doamne, dacă îmi vei întinde hotarele! Fraților, personalizăm asta în dreptul nostru, dar și în dreptul bisericii de la Göteborg în seara asta. O, Doamne, dacă îmi vei întinde hotarele inimii întâi! Lărgește-mi hotarele inimii mele să intre în ea toți frații din adunare! Domnul Iisus întâi, cum spune cântare veche, în tine intră în inimă o lume întreagă, Intră chiar regele Iisus Hristos dacă îl primești. așa e de largă inima. O, oh, dacă îmi vei întinde hotarele inimii mele, să intre toți frații și surorile și să intre și dușmanii, mă, viurel. Și dușmanii să intre. Doamne, lărgește corturile inimii mele. Lărgește, Doamne, bunăvoința inimii mele. Lărgește portofelul meu ca să pot să dau zeciuială, Doamne. Fă lucrurile acestea, Doamne, că Tu poți să le faci. Dumnezeul cel mare, Dumnezeul atotputernic și Dumnezeul bogat, lărgește, Doamne, hotarele. O, dacă îmi vei întinde hotarele. Marți când vă adunați la oaltă, rugați-vă pentru asta. O, Doamne, dacă vei întinde hotarele bisericii de la Göteborg. Să mai vină oameni. Să căutați să vă bateți capul pentru o altă chirie, pentru alt local. O, oh, cei de la Cnojă, Doamne, dacă vei lărgi familia ta de aici, Doamne, o, oh, și prin satele de prin prejur, unde este nevoie de adunare. O, oh, s-a rugat ea, ia iabeț, dacă îmi vei întinde hotarele, tare aș vrea să fi studiat textul acesta. Tare mi-ar fi plăcut să fie aprofundat cuvântul acesta. Mi l-a dat Domnul asta noapte ca un trăsnet. Nii nu știam măcar unde e în Biblie, decât știam că este un iaiabeț, știam că a făcut o rugăciune înaintea Domnului, nu știam ce rugăciuni și apoi am căutat prin Biblie unde e iaiabeț. O, dacă aș putea să vă spun ceva mai mult despre omul acesta! O, dacă aș fi putut să-mi o predică despre iaiabet. și ce a cerut El lui Dumnezeu cele patru! O, dacă mă vei binecuvânta! O, dacă îmi vei întinde hotarele, Doamne! O, Doamne, dacă îmi vei deschide mintea să cunosc cuvântul Tău mai mult. Cei de la Cnojo cereți Domnului să vă întindă hotarele minții ca să înțelegeți Biblia, să o puteți trăi și să o puteți mărturisi și altora. Vin la voi cu microfonul dacă nu mă ascultați, fraților. O, dacă îmi vei întinde hotarele, frații mei, avem nevoie de lărgirea împărăției lui Dumnezeu într-o lume vinovată, murdară, păgână în care trăim, parcă ne facem tot mai mici. Trebuie să ne cunoască lumea. Noi suntem poporul Domnului. Noi suntem cei răscumpărați care vom moșteri împărăția lui Dumnezeu. Noi nu suntem nimeni. Noi nu suntem ei aiebeți. Ne ridicăm deasupra condiției noastre. Nu avem multă carte, nu avem multă bogăție, dar îl avem pe Hristos. Iar cu El, cu Dumnezeul meu, sar peste un munte înalt, peste un zid înalt, el să fie mărit și binecuvântat. Oh, dacă îmi vei întinde hotarele. Și ce mai spune ea abieța aici? Oh, dacă mâna ta va fi cu mine. Fraților, repetare mi drag să fie avut timpul să fi pătruns cuvântul ăsta. Ce-a vrut să spună ea abieța? Oh, dacă mâna ta mă va călăuzi. Adică, Oh, dacă nu m-aș conduce după firea mea pământiască și m-aș conduce prin Duhul tău cel Sfânt. Oh, dacă nu m-aș duce la lucru care cred eu, la serviciu, jobul care îl vreau eu și m-aș duce la jobul pe care mi-l dai tu, voi avea și pâine, voi avea și timp liber pentru biserică, te voi sluji pe tine și mă voi îngriji și de alții. Oh, dacă n-aș face lucrurile după capul meu. O, oh, dacă n-aș crede eu că sunt deștept și mă pot singur descurca. O, oh, dacă nu mi-aș pune încrederea în forțele mele, în cunoștințele mele, în școala mea, în puterea mea, în muștii mei. O, oh, dacă mâna ta va fi peste mine, Doamne, și mă va călăuzi oh, ce bine ar fi pentru mine, ce bine este când ne conduce Domnul. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Toiagul și nu iau ta mă haleluia. aleluia! Chiar dacă va fi să umblu prin vale umbrii morții, nu mă tem din niciun rău, că tu ești cu mine, slăviți să fie numele Domnului. oh, este a treia cererea lui, dacă mă vei călăuzi tu, Doamne, dacă aș putea să spun ca și nemia, împăratul mi-a dat toate aceste lucruri pentru că mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. Fraților, nu simțim așa câteodată că e mâna lui Dumnezeu peste noi. Nu simțim așa câteodată că ne pune Dumnezeu mâna în cap. Nu simțim așa câteodată că ne dă Dumnezeu binecuvântări cum dă cum îi pică grăuntele în gură la găina cioară. Nu simțim noi așa că nu avem niciun merit prea iubiților să ele de le dă pâine ca în somn așa simțim noi că face Dumnezeu câteodată. Dar să facă mereu. Și aia abieți vrea să spună Domnului, nu câteodată. Aș vrea să mă asigur că mâna ta va fi peste mine și mă va călauzi. Și în a patrulea rând el se roagă așa aici. O, și dacă mă vei feri de nenorocire, nu vreau să fiu nenorocit. Nu vreau să fiu bolnav. Nu vreau să trăiesc în sărăcie. O, oh, dacă mă vei feri de necaz, dacă mă vei feri de nenorocire. Cea mai mare nenorocire este păcatul. Păcatul este aducător de nenorocire, de pagubă, de dezastru. O, oh, dacă mă vei feri de păcat. Poate vrut să spună ea ia Dacă mă vei feri de păcat, dacă mă vei feri de mândrie, cum se roagă David, ca ea să nu stăpânească peste mine, voi fi nevinovat de păcate tari înaintea ta, Doamne. O, mâna ta va fi peste mine și mă vei feri de toate lucrurile acestea. O, dacă vei face așa. Și probabil că a continuat să spun, atunci și eu voi face asta, și eu voi face asta, și Domnul îi închide gura, pune puncte, puncte acolo și spune, taci mă să. Gata, taci. Poveștile astea le știu eu, le-ai mai spus. Le, -ai, le taci. Puncte, puncte. Acolo. Să citim mult. Acolo unde e puncte, puncte. Și să concluzionăm cu ceea ce spune aici. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Ce-a cerut ea, ea repetăm. Doamne, te rog să mă binecuvintez. Doamne, te rog să-mi întinzi hotarele. Doamne, te rog să mă călăuzească cu mâna ta, mâna ta să mă călăuzească în toate lucrurile. Și, Doamne, păzește-mă de păcat, păzește-mă de nenorocire, păzește-mă de catastrofe, păzește-mă de tragedii, Doamne, păzește-mă, Doamne. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Asta să fie rugăciunea bisericii în recomand. De la Göteborg, de la Cnoșo, în săptămâna asta. Marți și joi, repetați-le. Dacă le veți repeta, nu va însemna bolboroseală. Ați înțeles și i bolboroseală? Când e o rugăciune scrisă, învățată pe de rost și tot o citim aia, de pildă, înger, îngerașul meu, eu sunt mic, tu fă tare, mare, eu sunt slab, tu fă tare, aia și mai sunt din astea, aia e bolboroseală. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Biserica de la Göteborg și fiecare persoană și biserica în întregul ei are nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Are nevoie ca Dumnezeu să-i întindă hotarele fie și material, și financiar, dar mai cu seamă, spuneam, hotarele inimii, hotarele împărăției lui Dumnezeu și tot ce are biserica nevoie. Are nevoie ca mâna lui Dumnezeu să vă călăuzească, să călăuzească biserica de aici în tot ce întreprinde, în tot ce face și fiecare familie să primească călăuzirea lui Dumnezeu. Și are nevoie să o păzească Domnul de nenorocire de incendii, de drame, de tragedii, de accidente, de păcat, de tot ce poate aduce nenorocire. Și așa de frumos și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Frați și surori, ați înțeles un pic? Vă las alături de predica dată de Domnul în seara aceasta și aceste gânduri care să vă însoțească ca și rugăciune și care le puteți dezvolta în săptămâna aceasta, după cum vă va călăuzi Domnul. Și fie mâna cea bună a Domnului peste dumneavoastră, ca să vă facă bine. Amin.